Pedagogie preșcolară. Da, sigur faci și ești trebuie. De ce n-ai urmat mai departe calea pedagogică? Eu la un moment dat o să revin în pedagogie, în calitate de profesor și o să încerc să schimb lucruri. Deci elevii, acum, ei sunt de 10 ori mai buni decât am fost noi. Și au de 10 ori mai mult potențial, cred că. Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast Treci la Tablă. Astăzi eu am ca invitată pe Silvia Șoito. Salut, Silvia! Mă rog, Alex! A, aș vrea să te rog să povestești în 5 minute ceva despre tine, povestea ta, scurt, ca oamenii care ne ascultă să înțeleagă ulterior de ce spui ce, spui, ce spui din perspectiva la ce ai făcut. Mm -hmm. Ok, 5 minute. <laughs> eu sunt project manager. Uh, project manager, community manager, scriu texte, nu vreau să zic copywriter pentru că cumva îți dă asta o leacă prea multă greutate, nu știu dacă mi-o pot asuma, dar uh, sunt pe partea de content, sunt pe partea de text în general. Și dincolo de asta am experiență de patru ani în uh, training, am făcut pedagogie preșcolară în colegiu, apoi am făcut finanțe, bănci, facultate. Deci, cumva, direcția mea e economie, antreprenoriat, pentru că asta fac acum, deja de vreo patru ani. în Direcția este antreprenoriat. Uh, și tot ce am făcut până acum a fost un mix dintre toate astea, da? Adică să scriu. <laughs> Să mă integrez sau cumva să am grijă de partea asta educațională, sunt pe ambele, ambele părți a, a râului, știi, pe de altă parte e postura de profesor sau, mă rog, specialist în educație și pe de altă parte elev, student și toate procesele care le, le parcurgi un om. Dincolo de asta, dezvolt diferite de dezvolt diferite proiecte, încerc să Să mi-ocup timpul liber sau nu chiar liber Cu lucruri interesante și să nu stagnez Pentru că dacă te oprești S-ar prea putea să intri în zona de confort și să te oprești acolo Cam asta cred că Piscurii despre mine nu știu. Uh, Hai să începem de, de, de departe Cum să spun hai. Uh, Pedagogie preșcolară Da Asta înseamnă că tu poți să lucrezi la grădiniță? Da, corect și eu, după clasa nouă, am făcut gimnaziu, după clasa nouă era pus întrebarea asta, unde te duci mai departe să înveți? Și între timp, iată, în ultimul an de studii gimnaziale, la mine au apărut dragostea asta față de copii și dorința asta foarte sinceră că eu vreau să fac pedagogie. Probabil asta s-a datorat orilor astea, știi, de autoguvernare în care eu am locuit profesori anumiți și am prins din uh, frumusețea asta conexiunii profesor uh, elev. Bine, eram, făceam lecții cu copii mai mici, cu clasele primare, dar cred că undeva -a, făcut, a fost, a fost clicul ăsta. Așa că după gimnaziu, am luat documentele în dinți și m-am dus la colegiul pedagogic de noi, la noi din Chișinău. Mateevici? Uh, Mateevici, corect, da. Ok. Și paradoxal este că la admitere am fost întrebat, tu precizi vii la noi? Da, uh, aparent există încă chestia asta că la pedagogie se duc doar cei care n-au intrat nicăieri în altă parte. Și din momentul în care media mea era una foarte bună, a apărut întrebarea tu sigur faci ce și, și ești trebuie? Iar sigur pe, pe direcția în care urmează să mergi. Și a fost o decizie asumată. Eu tare mult mi-am dorit să fac pedagogie și să recunosc că toare pentru pasul ăsta, fiindcă da, chiar dacă nu lucrez în sistem, dar asta a pus o temelie super sănătoasă pentru tot ce urmează, a urmat să fac și pentru inclusiv ceea ce fac acum. A, ai finalizat liceul respectiv, de ce n-ai urmat mai departe calea pedagogică? S-a întâmplat butonul ăsta în anul 4, în momentul în care aveam foarte multe proiecte didactice de făcut, când, bine, anumite discipline mi se păreau deja, că se repetă tot ce am învățat în toți ăștia la alți trei ani, și partea pozitivă pot să zic este că noi din anul 1 până în anul 4 am fost implicați în procesul educațional, deci mă fă făceam practică în grădinițe și eu am văzut cum, cum sunt de fapt lucrurile dincolo de ochelarii mei roz, știi, ah, mi-aș dori ca sistemul educațional să arate așa uh, și mi-am dat seama că eu nu o să rezist pur și simplu da? nu, nu aș fi rezistat pe partea birocratică pentru că mie copiii super tare îmi plac da? adică e o chimie aparte și îți dragi de nu mai pot vorba asta dar, uh, iată, partea birocratică, parte de uh, sistem, partea de și trebuie să fac un profesor pe lângă actul de predare în sine, mm, a fost punctul culminant în care am zis că, băi, nu. Și am, uh, am, mers pe altă direcție deja. Am mers pe... Inițial nu doream să fac comunicare și relații publice și acolo a fost o chestie interesantă la admitere. În imaginația mea era că eu mă duc, aleg o serie de specialități, de toate, eu am aplicat doar la buget. Și la care intru, pentru că pot să intru doar la mai multe, corect? acolo eu deja la final aleg, vreau să mă duc într-o parte, vreau să mă duc în alta, vreau să mă duc și între timp analizasem curicula la mai multe discipline și zic, păi și asta ar fi interesant, Da, și ar fi interesant, dă mai multe. Și aparent dorința mea de a intra la relații publice și la comunicare s-a soldat cu mine la finanțe și bănci. Știi că la mine e fix această și, așa și așa. Da? Acolo verifici la care prima între, acolo, ești? Acolo știi care e, care e faza? Ordinea priorităților. Da. Tu, tu, scrii disciplinele, ordinea priorităților tale. Și de moment ce tu ai scris, de exemplu, în cazul meu, eu am scris finanțe și bănci prima, eu am participat la concurs la prima. Da? Fix, în fix. În care am scris prima matematică și informatică, am scris și economie și drept, pentru uh -huh. scriu. Și au verificat doar matematică și informatică și o intrat și mai departe nu și verificare. Da, exact, exact. Bine, în cazul meu a fost o leacă altfel, fiindcă eu în, prima, în primul prima cumva, n-am, am intrat la finanțe și bănci, dar am intrat la relații publice și comunicare și îți dai seama, uhu, visul meu este pe cale să se realizeze. Și m-am dus acasă atunci și am zis, mama, tata, felicitați-mă, eu voi fi studentă la Piar și comunicare. Și m-am confruntat niște fieți foarte grețute. Serios? da. Și a fost întrebarea și chiar la și mi-e da, adică, mă rog, încă figurează, sau hai să zicem, domeniile care nu sunt atât de cunoscute de generația părinților noștri și a buneilor noștri, pentru ei este un domeniu care nu are viitor. Și ei și-au dorit tare mult ca eu să fac economie, De special mama, ei, asta e visul ei probabil, știi, visul ei nerealizat. Știi, te la documentele? Nu, 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 a fost în august, cred că, știi, când se face prezentarea documentelor în uh -huh. original. Păi atunci când cineva nu a făcut, le-a dus în original, respectiv, a fost făcut reanalizarea listelor și pe minim au trecut la finanțe și bănci. Și eu până în august, până nu m-au contactat un prieten și au zis, ei, dar tu spunea că faci pe comunicare, dar te văd în listă la finanțe, eu n-am știut chestia asta. Adică eu n-am știut efectiv că eu am fost dat uh, mutat în altă parte. Da, și m-am trezit deja, iată, septembrie, eu sunt studentă la um, finanțe și bănci. Și nu te gândești să te muți înapoi? Pa da, în fiecare semestru. Dar nu mă te gândești. Era, eram pe calea de uh, uh, ia că mă duc, am să-mi documentele, ia că, ia că încă. Și apoi, uh, da, hai poate încerci semestrul întâi îți dai seama că nu poți să înțelegi prea multe despre de disciplina, despre domeniul nou în care te-ai băgat, plus că anul întâi este așa mai mult de introducere da. și disciplinele sunt super generale care cred că se regăsesc și la cu jurnalism și la educație deci cam, cam în toate direcțiile sunt disciplinele alea și mie anul întâi cât de cât mi-a plăcut cu excepția matematicii, economice, deși mă descurcam foarte bine, bine foarte foarte bine nu nu sunt eu omul matematic, dar avem rezultate bune, mi-era interesant dar dacă mă întrebe aș face asta repetat, aș zice nu, <gătă> -și> știi? Și când am deschis, primim prima pereche la care noi am intrat, mă uitam pe, pe orar acolo, matematică, economică, cool, intrăm și când s-a început acolo, de la primele 5 minute, știi, tablă plină, și zic, eu cred ce s-am nimerit unde trebuie, eu, eu cred că totuși trebuie să mă duc la, la, la decanat să rezolv mm -hmm. întrebarea asta. Dar atât primul an așa l-am trecut și primul an a fost, cred că, unul dintre cele mai memorabile pentru mine, și spun de ce, că am avut cei mai faini profesori la anumite discipline, deci dacă mă întreb cum au fost trei ani de USM la mine, pot să-ți dau, cred că, trei direcții, trei persoane care mi-au marcat. Uh, și de anul întâi am rămas pentru că îmi pare divers și zic că nu pot să tragi concluzii din prima prima tentativă, primul contact, dar să vedem ce o surmează, știi? Am susținut examenele, anul 2 au pornit, a pornit pandemia <laughs> și îți dai seama că ia iaca, 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 dar mă pornim să iau documente. Eh, pandemie, bun, hai să vedem cum facem. Și atât așa cu, practic, eu 2 ani din 3 am, am învățat în pandemie. Adică chiar să vrut să memorez ceva, nu prea da, anul întâi fost cel mai intens oricum, știi, dar dincolo de asta, cred că asta și m-a oprit, că totuși suntem noi cumva de acasă învățăm, plus că eu mai și lucram în altă parte și eram angajat practic, am început să ne cu part-time după asta full-time și să combin facultatea plus job-ul, era destul de provocator și am zis că nu mai dau eu diferențe, nu mai hai să vedem ce o să iasă din asta nu pot să zic că nu sunt recunoscătoare pentru experiența asta, că până la urmă nu, nu am regăsit neapărat, nu mă văd eu lucrând în, în sistem. Dar undeva pe locuri m au așezat, vreau să spun. Adică eu cum eram destul de zvăpăiată și zburam pe nori, aveam destul de multe locuri în care trebuia un pic de... de a readus omul cu picioarele pe pământ și atât partea asta de real, de un pic de cifre, un pic de analiză, un pic de sinteză și așa mai departe, mi a ajutat să construiesc o temelie sănătoasă pentru alte lucruri care urmau, știi? Așa că eu super recunoscătoare că am făcut facultatea asta, doar din aspect social mai era, pentru că mie nu mi-a plăcut. Au fost momente când și profesorii m-au întrebat, și aici? Adică să-mi țin ochii tăi că moare scânteie eu am fost tot ce vrei în acești trei ani de facultate. Am fost și lider și am fost și... Deci, conferințele științifice eram, eram prezent. Acolo unde era de prezentat, de vorbit, de coordonat, de făcut management, eu eram acolo. Știi, organizații, consiliu, deci, acolo, acolo eram deci eu. Deci, de student și viața extracurriculară. Da, da, da. Deci, eu cumva cred că asta mai mult am făcut. Deci, am spun că media mea a fost super bună. Rezultatele mele academice au fost bune. Dar dacă eu m-am regăsit și dacă eu am făcut asta din plăcere ori pentru că așa trebuie, ca aici e întrebarea la care... Da, dar teoretic, cumva toate aștia acolo unii de bani. Da, dar noi peste toți suntem legați de bani. Și foarte faină este că acum eu înțeleg care e circuitul lor, știi? Da. Și am un pic de... Spuneam temelie asta, da? Am un pic de percepție despre ce se întâmplă, cum se întâmplă, încotro să îndreaptă lucrurile. Lucru care nu neapărat era așa înainte de facultate. Da. Nu, eu, eu de ce facem aluzia asta? Pentru că voi acum sunteți la Moldova, tot e legat de... Antreprenoriat. Antreprenoriat. Da, da, da. Și respectiv, cumva, te-ai dus acolo, în legat de bani, a... și faci ce, ce să faci înainte de a duce acolo în legat de bani, de la finanță, unde Și aici tot sunt încălciteițele. Pentru că eu când am ajuns la IEP, eu am făcut voluntariat uh, câțiva ani, nu-mi exact, un an, doi, cred că, doi, jumate. Și eu făceam, eu scrieam text pentru IEP. Adică noi, partea mea, deci primul, primul meu contact cu, cu IEP Moldova a fost prin faptul că eu scriam texte pentru postările pe rețelele sociale. Da? Deja ulterior am prins să mă implica în proces, când am dat de gust, când uh, mi se părea curios, pentru că la, la faza incipientă eu nu aveam curiozitatea asta neapărat, știi? Uh, am ajuns accidental acolo, datorită prietenului nostru comun cu Roșu. El m-a invitat la o conferință, da, noroc Doru. <laughs> El m-a invitat la o conferință și acolo am făcut cu cunoștință cu Viorica Cerbușcă uh, și după asta, cumva ușor, ușor, am ajuns parte din echipa de voluntari și atât așa a început toată nebunia asta frumoasă. Și deși legat de antreprenoriat, spuneam, eu scriam text, eu făceam copywriting, content writing, dacă vrei, dar numai nu antreprenoriat. Acum deja, peste ani, când am implicat în proces, uh, am am un, pic de expertiză, pot să-mi permit să zic, și în alte domenii, deci partea de management, partea de coordonare și... Dar inițial eu nu aveam nicio treabă. Dacă mă întreb, prima mea experiență cu EP a fost, deci conferința aia, apoi am fost la o tabără de vară în Kiev. Tabără de startup, apropo, eu habar nu avem ce înseamnă startup. Sincer, deci era tabula rasa. Și m-am dus doar pentru că părea curios, îmi părea nou, îmi părea un domeniu inovativ. Și am văzut agenda, am analizat agenda, din nou eu analizez curicule, agende, văd dacă o să-mi plac ceva acolo sau nu. Și mi s-a părut o agenda foarte interesantă și tocmai pentru agenda, fiindcă era diversă, era pe diferite direcții, era chestii care eu nu le mai auzit anterior, m-am dus și mi-a plăcut foarte mult. Și deja de atunci am a pornit a, aprofundarea în ce înseamnă un startup, ce înseamnă, care e diferența startup afacere, cum poți pui corect bazele unui startup, care sunt procesele, cum iterează și înseamnă un MVP, pentru că eu nu avem habar ce asta e MVP. De ce înseamnă? Acel produs Mi minim. Minim value. Uh, product. Okay. Uh, acel produs minim cu care tu poți să ieși pe piață. Uh -huh. Da? Adică imaginează-te, tu ai podcastul, dar podcastul poate fi un MVP din tot, imi, din toată imensitatea de proiecte pe care tu vrei să o dezvolți. Da? Adică poate să fie doar prima etapă care tu ieși, încălzești publicul, vezi dacă asta funcționează, testezi, înțelegi ce trebuie să schimbi. Da? Asta cum fac, de exemplu, producătorii de seriali fac episoade pe Uh, Taip, puiku, fildi. Bieta, platforma, audio, virtuvė, pjūviai. Taip, pilotas. Taip, pilotai jau mokosi. Programu piloto. Taip, ir kam, kam direkcijā? varianta de test, dacă vrei, știi, ca tu să, oamenii de multe ori au nevoie să, să vadă cu ochii lor, să testeze, să înțeleagă, deci ca să, ca să, înțeleagă despre ce este vorba, trebuie să aibă contactul direct cu produsul, știi, și atunci tu îi da, dai o variantă mititică, cât un bob, da, ca el să înțeleagă ce vrei tu să faci de fapt. Și ulterior, din contactul ăsta cu oamenii, când vezi, băi, lor le-a plăcut, nu le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce aș putea să schimb, este asta ce, ce eu mi-am dorit inițial sau nu, da? Mergem în direcția corectă sau nu chiar, ce schimbăm, cum modificăm, cum ajustăm. Și deja lucrurile o iau în, în direcția potrivită. Deci, MVP-ul e cumva primul contact cu publicul tău țintă acum hai să mergem mai departe sau nu cum mai departe paralel. Noi să încercăm să facem foarte multe drepte paralele pentru că foarte multe experiențe au mers uh, simultan în același moment timp. Uh, într, într un timp foarte scurt, uh, foarte lung, nu știu ce și tu, ai fost uh, profesoară. Da. profesor, profesoare. Profesoară. Profesoară. Da, Am făcut uh, asta a durat un semestru și un pic, de fapt. Uh, tot o decizie super spontană, cred că în luna august uh, m-a contactat o persoană foarte dragă mie de la Mateievici și mi-a zis că ei e nevoie de profesor la bazele antreprenoriatului, disciplina asta. Și cumva eu, făcând antreprenoriat la IEP, uh, fiind, având temelia asta de finanțe bănci din facultate, pedagogie din colegiu, deci așa un mix, un trio, Am um, zis, hai, poate poți și vrei să vei să faci disciplina, să ai, mă rog, câteva grupe și să, să predai, mai pe scurt scordonia disciplina asta cu noi. Și am zis că ok, hai să încercăm. Și când am acceptat, eu mi-am zis, ideea asta a pornit de fapt când eu am absolvit colegiul. Eu atunci mi-am la absolviri, când eram cu mantia asta peste mine și așa mai departe. Mi-am promis că eu la un moment dat o să revin în pedagogie, în calitate de profesor și o să încerc să schimb lucruri. Da? Să încerc să văd, sau că o să revin anumit la Mateievici, eu asta îmi doream, să revin anumit la Mateievici și să încerc să fac acolo lucrurile care le pot mai bine. Și atunci când am venit oportunitatea asta, n-am stat foarte mult pe gând, dar am zis că trebuie să, eu trebuie să fac asta, trebuie să încerc să văd dacă mie asta îmi place sau nu îmi place, dacă mă regăsesc sau nu mă regăsesc. Că îți dai seama că după trei ani sau chiar patru, nu știu cât o trecut de acolo, lucrurile se mai schimbă, viziunile se mai schimbă și așa mai departe. Și am acceptat. Uh, am acceptat, mi-a plăcut procesul în sine tare, tare fain. Au fost nevoie să-mi dau demisia pentru că am plecat peste hotare în perioada asta pandemicul, războinicul și așa mai departe. Și respectiv, din punct de vedere legal, eu nu am voie să, să fiu psihotare și să activez în, în, domeniu. A fost nevoie cumva, din cauza asta am scris cerere de demisie. Deci, nu a fost nevoie prea și acum? aș fi fost până la final de an a. cumva ca să minorez obligațiile pe care mi le-am asumat, dar pentru mine cel puțin am înțeles că, din nou, am revenit la, la concluziile pe care le-am le-am tras atunci la absolvire în anul 4 partea birocratică pe mine pur și simplu mă stoarce când Nică. tu ai registru digital, eu aveam registru, mi-am făcut într-un spreadsheet toate de documentația pe care de care am nevoie eu îmi evidența în fiecare zi, note și mai departe, tot făceam pentru mine în sistemul care mi-e confortabil ca să ajung la final oricum să fie nevoie să completez o groază de să registre, scrie teme cu mânuța, adică pentru mine asta e o chestie care ar putea fi cumva optimizată, știi? Și din momentul în care tu vrei să optimizezi și să spune că știi sistemul nostru totuși era așa cu ce scrii cu penița, nu dai cu bărdița. Când mă omoară proverbul ăsta. Da, dar el e încă actual. Cât de tare noi am vrea să-l ștergem din viețile noastre, știi? Și um... N-am putut. Plus mai este partea asta, că eu mi-am amintesc primele lecții cu studenții. Uh, ai mei au fost anul 2 și 3 și cred că am avut și 4 sau 2 nu au fost, anul 3 și 4. Deci cumva erau, erau, deja adulți, practic. Eu, eu îi vedeam ca pe adulți, nu vedeam ca pe elevi care proaspăt veniți de pe băncile școlii, da? Uh, și ele le-am zis, noi conspecte nu scriem. Deci la noi, la, la disciplina asta, cum poți să faci antreprenoriat scriind conspecte? Și deci asta pur și simplu e prima disonanță cognitivă pe care i am avut-o. Deci noi aspectul nu scriem, noi o să analizăm studii de caz, o să discutăm, o să facem analize, o să dezbatem dacă vreți. Până la urmă, asta e site-ul, abilitățile este de antreprenor, skill-urile este basic de antreprenor. Prin asta se ele se manifestă, prin cumva contact real, cu situații reale, nu prin ce înseamnă management, cum să lancezi afacerea, care sunt formele organizatorii cu juridice ale unei companii, știi? Pentru dâns asta nu e interesant și nu cred că e foarte relevant. De obicei, omul când are o idee, omul, studenții. Dacă are, are o idee de afacere, pe deși de startă în groapă cu tu trebuie să o companie, trebuie să închiriezi sală, <laughs> trebuie să angajezi trei oameni, știi? Și după asta să vezi dacă ideea merge sau nu. Și eu încercam cum să vin din altă perspectivă. Zic, că aici, voi nu aveți nevoie de lucrurile astea acum ca să vedeți dacă ideea voastră este bună sau nu. Testați, încercați să faceți analize, cercetare de marketing, încercați să faceți, adică testați ideea asta, să vedem cum noi o despicăm pe bucățele ca să vedeți dacă e bună sau nu. Și atunci lecțiile noastre erau despre asta. Da? eu încercam să le aduc diferite exemple bunoare și la uh, proiecte care au trecut uh, la ODIM. Da, ei se vadă cum arată proiectul ăsta care este finanțat cum se face, cum arată chestionarul ăsta pe care antreprenorii în fază bine, de, de obicei în începători, da, afaceri mici și mijlocii, cum îl completează ei ca să meargă spre a primi finanțări de la ODM. Și pentru deci asta era destul de ciudat, cred că, da, dar în același timp era interesant. Și eu m-am străduit să vin cu chestii fix din viață, da? Și cumva pe locuri să încerc să pliez asta după curicula pe care o aveam și după ghidul ăsta pedagogic pe care l-am primit. Uh, și asta cred că a fost primul lucru care <laughs> am încercat eu să vin cu o altă variantă decât era. Săraci copii, eu să deprins cu o formă, după te dus iar nu revenit la altă formă. Probabil da, probabil da. Și știi ce m-a bucurat cel mai mult? După, deci, după, ce eu am plecat, cred că la vreo jumătate de lună, lună, nu mi-am amintesc exact, exact mi-a scris studentă de-a mea și mi-a zis, doamnă profesoară, la noi în colegiu a fost uh, concursul planurilor de afaceri. Da? Și eu au luat două studenți de ale mele, au luat locul 2 și locul 3. Sau 1 și 2, sau 3. Deci au fost până în top 3 la nivel de uh, prezentarea planului de afaceri. Și eu am zis că bă, băi, înseamnă că nu deja <laughs> Am făcut așa, ah. am făcut. Deși ulterior au fost vorbăraie în, <laughs> de tip cu, ce fac cu copiii ăștia, că nu știu. Și... Şi... Nu ai putea să înveți pideros definiții. E clar lucru că... Da, nu, asta cu siguranță n-am făcut. Am avut evaluări pe care le-am controlat până la 5 dimineața și spuneam și tot în jur am în gândul meu, zic, cui trebuie asta? Dar uh, asta este, am încercat să ne adaptăm, pentru că eu mai și lucram în altă parte și îți dai seama, pentru mine pedagogie sau procesul ăsta de a fi profesor a fost uh, nice to have, știi, dar nu, nu neapărat uh, o chestie de bază. Asta sunt lucruri care se o odată în viață, să încerci și o... Da, eu tare mi-am dorit să încerc, să văd cum e asta. Mai ales că rădeam de tine <laughs> că tu nu, nu poți stii, să ieși din, 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 pedagogie. Până la urmă, tu, totuși n-ai ieșit sau am în altă formă, știi? Da, da, da. Tot, da. tot a rămas nu pe altă latură. Și adică încerc să încerc totuși să schimb un pic ușor, măcar un pic, știi? Da, și, asta a... e foarte fain. Eu nu exclud că n să revin, de exemplu, peste ani. Eu așa instinctiv spun că tu ai să revii. Dar eu cred că e să schimb formatul. Dar uh, abia după aceea să fac ceva, nu știu, permutări. Uh -huh. Dar permutări serioase, nu 2 plus 3 e egal cu 3 plus 2. Și se rămâne tot acolo că e egal cu 5. Asta. Uh -huh. um, voiam să întreb despre educația asta în pentru că eu am discutat aici um, și cu o doamnă care de la junior achievement. Laurențe Filipschi, nu știu dacă o știi. Mm. Uh, ei foarte mult tot investesc în educația antreprenorială așa au proiecte și am discutat despre uh, cum și dacă trebuie să o aducem în școală și dacă trebuie să fie asta în masă pentru toți sau totuși trebuie cumva de grupate elevii după interes ca pentru cineva să, să facă și dacă da. E că, de exemplu, hai să ne imaginăm, să rubrica, hai să ne imaginăm, hai, uh, hai să ne imaginăm cum ai faci tu, presupunem că e pe vrei vreți să faci un proiect și vreți în, să faci, să, nu știu, în 50 de școli educație antreprenorială, uh -huh. deci mm -hmm. din Chișinău. Adică, câte ore în săptămână, asta înseamnă 4 ori 5 oameni, fac câte 10 ore, 5 oameni, presupun faci 10 ore. Cineva duce la botanică, faci așa în fiecare săptămână. Uh, cum, cum mai faci tu, de exemplu? Sau so, Asta e rubrica aia, să ne imaginăm, înseamnă că subiectiv. Mai mult decât atât, e, e subiectiv obiectiv, pentru că noi așa ceva am făcut. Bine, nu chiar așa cum tu mi-ai pus-mi echipia aerurile astea, dar am făcut uh, genul ăsta de activități. Și prima, ca să fac trimitere la cei ce ai întrebat-o anterior, primul, prima iluzie cumva este că dacă faci bazele antreprenoriatului, o să fii toți antreprenori. Nu, nu o să fie. Uh, nu toți sunt făcuți să fie antreprenori până la urmă, dar cunoștințele astea, skill-urile pe care trebuie să le aibă un antreprenor, ele îți prind așa de bine în oricare domeniu te afla. Absolut în toate. Și atunci, ceea ce noi, partea asta de educație, de temelie, ea este valabilă indiferent de preferințele copilului, indiferent de, hai să zicem, preferințele specifice, da? Că poate eu sunt super bun în matematică sau tu ești super bun în biologie sau persoana cu tărescu e super bun în chimie, da? Baza asta de antreprenoriat ar trebui să existe la toți. Și atunci ce aici noi am făcut uh, a fost inclusiv să mergem. Prin, bine, n-am fost în gimnazie, n-am fost la, la, la cei micuți. Deși știu că Viorica au avut la, la un moment dat un proiect în care a fost și pe școli, la cei mai mici. Noi am mers prin colegii, prin licee, cu ore informative, prin universități, cu siguranță am fost cu lecții despre asta, despre ce înseamnă să ai stofă de antreprenor, despre cum, ce înseamnă un startup, deci chestii introductive, diferite exemple din companiilor care sunt acum pe piață, ca ei să fac tangență, deci, ce este un startup, ce eu afaceri, o face și așa mai departe. Și doamna trecută, în perioada săptămânii globale a antreprenoriatului, noi am avut un proiect numit Startup One. One la care au participat și deci elevii cu vârste de la 14 plus, 14 până la 19 ani, să mă, liceu. Și iată, noi am mers, cred că, prin, prin, toată Moldova am fost. Deci au fost reprezentanți, copii, au fost în proiect copii din o groază de, de localități. Mie acum am scap cifra ca să dau un exact și nu vreau să o zic eronat. Dar au fost foarte mulți tineri, pentru că noi am avut doar două săptămâni de campanie atunci. ce deci, a fost super rapid tot făcut și au fost 1150 de aplicări. Deci, mulți copii au fost. Și sincer, pe, deja părerea mea subiectivă, eu ascultând ideile lor de afaceri, ascultând prezentările pe care le-au făcut, văzând ce întrebări adresează copiii ăștia, clasa 8-a, unii dintre ei, clasa 7 -a, pur și simplu rămâne mască. Deci mască. Ei sunt atât de deștepți, de, de accelerați, de nu ca noi, pentru că noi la vârsta lor habar nu avem de multe lucruri. Și ei sunt super buni. Deci elevii, acum, ei sunt de 10 ori mai buni decât am fost noi. Și au de 10 ori mai mult potențial, cred că. Poate și noi l-am avut, dar noi nu știu cum era un potențial nedescoperit. Da, și noi acum, la, ajungând ca și adulți, încercăm să săpăm și să vedem, băi, totuși, și pot eu să fac. Care sunt aptitudinile mele. Dar ei sunt mult mai curajoși, mai curajoși, ei încearcă și asta e marele avantaj al lor. Și atunci ce spun, copii, 12-14 ani, ei vin cu niște idei trăsnet pe care un adult nu le poate genera de multe ori. Și pe mine proiect, proiectul ăsta m-a ajutat să înțeleg că vorbăraia din categoria ei, copiii din ziua de azi. Asta este despre nimic. Pentru copiii din ziua de azi e super buni. Super bun. Pur și simplu cred că noi avem, avem, de lucrat la capitolul cum noi să gestionăm toată energia asta și tot, potențialul uh, potențialul ăsta lor imens. Spuneai, spuneai, acum despre copiii noștri de pe, de pe acum care nu știu, probabil și din cauza că au acces la informații, din cauza că au trăit în epoca informației și respectiv voluntar sau involuntar um, ca reflex uh, condiționat s-au învățat să de deoparte adică să leagă doar ce le interesează pe de ei o să întreb cum tu ai fost ca copil, ca elev în școală oh, eu am avut sindromul elevului perfect, știi, <laughs> chestia asta. Era tocilară? Era, bine, mulți spuneau că tocilară, dar eu am demonstrat că există diferență între a învăța bine și a fi tocilar. Și îți spun în care, care e diferența, pentru că eu învățam super bine, dar în același timp eram la toate evenimentele extracurriculare, toate concursurile la care puteam să mă duc, la toate mă duceam. Eram și la nebunii, dar și la studii. Deci clasa noastră, în gimnaziu, noi, fără pic de modestie, noi eram real super buni. Și la carte, dar și la făcut în îndrăvânie. Și am fost chemat și la director pentru anumite mici șote care le făceam da, așa, la comun acord, de, de comun acord cu tot grupul. Și adică a fost uh, un mix din toate. Deci eu, cel puțin în viziunea mea, când zici tot celar, asta însemna că tu nu vezi nimic altceva. Deci acasă cel de, de bibliotecă, știi? Eu precis că n-am fost în direcția asta. 100% îți spun. că eu am fost activ, am fost... Uh, Le-am le făcut pe toate în perioada aia. Și criteriul a fost, ce spun, că sindromul elevului perfect, că trebuie să faci tot la nivel, la, la nota 10 trebuie să fie tot. Da? Și dacă nu făceam atât de bine cum cred că, sau credeam pe atunci că trebuie, pentru mine era foarte frustrant. Frustrant și eu mă biciuiam pentru asta și ziceam că, băi, cum am putut eu și chiar pe nouă, chiar nouă trebuie să, eu chiar nu pot de mai mult. Și asta am dus cu mine inclusiv și în colegiu, apoi și în facultate. Primul an m-a ținut, cred că, tot cu varianta asta. Cu eu trebuie să fiu pe nota 10 și după asta m-am mai dat jos din, din gardă. Mai ales că nu prea ai timp din nota 10. Pentru că trebuie să ai timp ca Adică trebuie să cedez un pic. Mai bine un 8, dar să pot să fac și altceva în viața asta. Cred că Paralel. da, dar știi faza interesantă, cred că, din nou, grație extracurricularului din viața mea încă de mic copil, eu le-am combinat. Eu poate nu învățam de fiecare dată cât învățau colegii mei, dar eu mă învârteam, nu știu cum facem chestia asta. Mă învârteam pe aici conectam butonul, hai să gândim rațional și să vedem cum putem să... Și cred că un avantaj era și faptul că o duc bine, am sunt la cu vorbitul și respectiv nu aveam baricada asta, fiindcă am avut foarte mulți colegi super buni. Învățau, dirupeau cărțile și aveau așa de multe cunoștințe pe care nu le puteau reda. Și atunci când erau întrebați, pur și simplu spulcau, știi? Deși ei știau, ei știau de 10 ori mai mult decât știam eu. Pur și simplu eu exprimam, știam să exprim ideile pe care le am și chestia asta a funcționat de fiecare dată. Deci nu zic că am fost elevul cel mai bun, cel mai mare învățăcel, <gângătă> dar eu am fost descurcăreaț, cred că asta e cel mai uh, potrivit cuvânt despre mine. Super! <gântă> mi îmi plac elevii de genul dat. Înseamnă că tu optimizezi acest proces. Pentru că eu ce cel mai mari, 8 din 10, 10 descoperiri au făcut oamenii așa mai, mai linoșei, știi? Da, da. Pentru că de să fac întreg greșit și apoi să iar sper timp și să fac corect, eu o să găsesc alternativă, soluții ca să fie totul bine și ideal. Uh, întrebarea era următoarea, de exemplu, tu ai terminat pedagogia, colegiul, da? Uh -huh. Câți uh, oameni sau câți uh, colegi de grup au odată cu tine? Uh, colegii pedagogic. Deci noi da. am fost patru grupe uh, diferite în perioada aia, uh, doar la pedagogie preșcolară. De de deși îmi pare că doar în pedagogie preșcolară și era la, uh, la etapa respectivă atunci. Patru grupe de persoane. Uh, inițial uh, 30 plus în fiecare grup, Ulterior la final care 25, care 32, care... Deci varia chestia asta. Dar oricum îți dai seama că cifra e destul de mică. Și cât uh, din fostii colegi profesează acum? Nu pot să zic nici puțin, nici mulți. De ce? Pentru că, în primul rând, din ceea ce am văzut eu persoane care nu m-am gândit că vor merge în domeniu, ei activează și fac bine. Dar n-am stat niciodată să calculez. Cert este că din ceea ce mai văd pe rețelele sociale, noroc de dânsele, sunt persoane totuși care au rămas în sistem. Și sunt altele care s au schimbat total domeniu sau care au schimbat țara. Ceea ce tot este un fenomen nu nou pentru noi. Și cred că ultima, să spunem așa, un fel de sfârșit de podcast, uh, noi, eu am observat cel puțin că eu te urmăresc ceva timp și uh, prietenim ceva timp, uh, călătorești mult, <laughs> <laughs> uh, mai mult <laughs> ca mine, hai. Uh, cum ești, să te duci, de exemplu, în alt capăt de lume? partea cu călătoriile poate, fi, poate crea iluzii. De ce spun iluzii? Pentru că stilul de călătorie pe care noi, când zic noi, eu și soțul meu îl, îl, practicăm, noi din categoria am strâns bani la ciorap toată, tot anul și mă duc și cheltui la 100 de procente. Deci nu contează și eu, eu și el mai scump. Noi suntem uh, varianta asta economă de, de călătorie. Da? respectiv, noi nu ne cazăm în, hoti, în hoteluri din astea super scumpe. Noi uh, avem uh, încercăm să optimizăm toți costuri. Și atunci călătoriile noastre, pe, din online sau dintr-o parte, eu sigur că par, uh, nu știu cum, <laughs> dar, de fapt, ele sunt destul de pământești. Și uh, au fost de diferită natură. Uh, Cred că când spui la alt capăt, te referi la Sri Lanka. Uh -huh. Sri Lanka a fost pentru mine o mare provocare. Pentru că a fost prima, primul gen de vacanță în care eu să merg doar cu rucsacul în spate. Pe o lună, e, o lună plus la noi a fost cumva. O lună acolo și deja cât am mai durat în alte... Am avut și alte stopuri. Și pentru fată, că totuși fată, <laughs> să mergi doar cu un rucsac în spate, pe așa de mult timp era când m-am produs din grijire și hanii se ocupa două valize, știi? Și, și nu s <laughs> atenție, <laughs> eu nu s-a lentată, atenție, eu nu s-a stare. Uh, și atunci noi, noi, când am pornit am avut negocieri cred că o săptămână și un pic s au negociat că noi tot mergem cu rucsacul nu cu valiza apoi eu mi-am dat seama deja când noi eram în aeroport da, un stopover că eu n-am pieptine și eu n-avem efectiv pieptine în valiză aveam tot ce vrei, numai e ca chestii. Pentru mine mi-am luat foarte puține lucruri. Și a fost partea asta, deci să spun provocator, ca tu să mergi permanent cu camiel, cu, cu, cu după tine, în oricare parte te duce. Și a doua palmă pe peste față, când am ajuns noi în Sri Lanka, a fost faptul că eu când căutam, pentru că îți dai seama, în spatele la orice vacanță, trebuie să fie un pic de informare. Cine du unde unde vrem să ne ducem, ce vrem să facem Care punctele vedem și așa mai departe Și când găi pe Google la Best places to see in știi? <laughs> nu se arată nimic altceva Decât cele mai frumoase locuri, corect? Uh -huh. Cele mai frumoase plaje Cele mai frumoase locații, destinații Și așa mai departe Și când am ajuns în, în, în capitală, în Colombo Uh, ne-au preluat de la, de la, aeroport, am luat un taxi, un șofer care nu avea idei nici măcar elementar de engleză și noi nici nu știam cum preci să murim unde vrem noi să ajungem. Și au fost nevoie să deschidem noi Google Maps, facem traseul și să arătăm dreapta-stânga, dreapta-stânga, că el totuși să ne ducă la destinație. Și când am ajuns, eu pur și simplu am izbucnit în plâns, isteric. Și îi spuneam soțului, unde m-ai adus? Eu vreau acasă! <laughs> și fel de țară e asta, pentru că era dincolo de varianta pitorească a unor țări, este parte de antisanitarie, dacă vrei, de sărăcie, că oamenii sunt super săraci acolo. Sunt și deci clasa asta a treia, dar în linii mari acolo oamenii cam toți săraci. Și vedei tot felul de murdărie pe drum, oamenii trăntesc pe jos, îmbrăcați sărac, nu, nu, vreau să folosesc cuvântul vagabond, dar în direcția asta vreau să duc ideea, ca să-ți imaginez cam cum erau uh, lucrurile. Nu găseam unde să mănânc deloc și era deja o oră târzie, noi am avut zbor de noapte și respectiv am stat toată noaptea în aeroport, am ajuns acolo pe la prânz când cu în cap și eu nu aveam efectiv și să mănânc și eu o sără de Mama am așezat eu jos pe pietre și când am dat rucza jos, am plâns 5 minute, am scos aplicația <laughs> Booking, am căutat cazare și că am apăsit și cu cazarea, că era anulat cazarea, deși pe ce pus tax și era confirmată cazarea noastră. Și când am ajuns acolo, efectiv, nu era nică. Tu ajungi într-o țară străină, cu gândul că tu ai unde sta, măcar o noapte, noi pe noapte duce rezervat. Și acolo e, efectiv nu nimic e loc teren, nimeni, nimic, nu, nu știe despre asta. Dar și... în aplicație este da. desenat casă? Bine, cu... este apartamentul, este, noi am luat, spun că o da era, este tot, uh... deci, pur și simplu oamenii pe timp de, de, de carantină, pe timp de pandemie au întrerupt activitatea și au uitat să scoată din aplicație că guys eu nu mai preste serviciu, da? Și noi când am ajuns, aplicația automat a confirmat, noi am ajuns la, la destinație, am văzut că nu nimic, cu eu iară isterică, nu mi s că erau urdării peste tot și nu era de, așa ca pe cortină, când eu m-am așteptat să fie. Și spuneam, varianta asta de călătorie noastră a fost uh, total neplanificată, în ce sens. Noi n-am avut uh, cazare pe luni de zile. Deci noi, noi luam cazare, căutam cazare pe două zile. Astăzi am cazat, -am, am făcut check-out, eu căutam rapid unde noi să nu mai departe, în care oraș, în care țară, în care domne țară, în care localitate, de exemplu, da? în care zonă, aha, cumpărăm bilete la tren, aha, cumpărăm, nu știu ce acolo, bilete la a, a, autobuz, mergem în direcția asta, s-a terminat două zile de cazare, ne ducem în altă parte, deci eram un fel de nomazi, știi? Și asta tot a fost, a fost super fain, dacă sincer pentru mine e greu, psihoemoțional emoțional a fost greu, că eu nu eram pregătită neapărat pentru asta, dar la final, ajungând deja acasă, mi-am dat seama că asta a fost cea mai frumoasă experiență de călătorie de, până acum. Dincolo de all inclusive și așa mai departe. Pentru mine acum all inclusive, eu nu-l percep ca odihnă, mă obosește și de tare. Noi am fost, am vrut acum să mergem la mare și ne-am dus la mare până la urmă. Și eu i-am spus soțului, zic, cu asta nu i nu a fost odihnă, zic, și asta pentru că nu se merită nici banii investiți și nu se merită nici experiența asta unică pe care poți să trăiești tu când liber într-o în țara care tu vrei să te duci, da? E total diferită de ceea ce primești atunci când tu dai un ban grămadă, cum spunem, spunem noi de obicei și te duci undeva unde de tot e organizat pentru tine. Ai sentimentul că ești la grădiniță și tot e planificat pe ore, știi, rica e aici. Te te dai. Scăpi, scăpi prânzul, aha, îi mănânci la cină și așa mai departe, știi? Și e... Uh, dar partea de călătorii, e, mie mi se pare una dintre, cel puțin pentru mine lucrurile așa funcționează. Cea mai puternică, cea mai bună modalitate de a încărca bateriile și de a vedea lucruri noi. Pentru că uneori vei obosit, deci noi după vacanța asta, pentru că a fost unul de miere la noi, noi am venit acasă, noi căutam vacanțe, pentru că era așa de intens și noi tot de tare am obosit, dar ne-am încărcat la nivel de viziuni, la nivel de wow, și lucrurile așa pot fi, știi? Și pe de-o parte, fizic tu ești epuizat, dar emoțional tu ai văzut lucruri, deci orizonturile tale s-au lărgit maxim. Așa că parte de călătorie, dar nu să știi că nu călătorim așa de mult. Pur și simplu, cred că a fost perioada lungă și s-a asociat cu ideea că noi avem dieta mai suntem experți în călătorie și așa mai departe. Despre corturi poți să spun mai multe dacă vrei. Despre vacanțe în străini mai puțin. Aha. Uh -huh. Thank you